Ne întoarcem în acest moment la Spitalul de Urgență Floreasca. Lorena, bună seara din nou. Ce s-a întâmplat între timp? Bună seara, Andreea. Tot ceea ce vedeți aici sunt simplele reacții ale oamenilor care îl cunosc pe bărbatul de 24 de ani, care a ajuns în această după-amiază împușcat în cap la Spitalul de Urgență Floreasca. Chiar în acest moment vedeți în imagini rude, familie, prieteni al celui care se află în acest moment în coma, așa cum vă spuneam, și simplul zvon cum că acesta ar fi murit a creat această isterie pe care o vedeți aici în fața Spitalului Floreasca. Vorbim de aproape 100 de persoane care stau din această după-amiază aici, chiar și pe holurile spitalului. A fost nevoie, Andreea, de intervenția jandarmilor. Vorbim de 15, chiar 20 de jandarmi care păzesc, așa cum vedeți, în acest moment intrarea de la departamentul de gardă, pentru că, practic, oamenilor li s-a interzis să pătrundă în spital. Mai devreme au fost și ceva altercații cu medicii, dat fiind că aceștia vreau să intre și să afle în mod special care este starea bărbatului. La aflarea veștii că acesta este în stare deosebit de gravă, pentru că, vă spuneam, se află pe secția de neurochirurgie în comă profundă, iar medicii sunt extrem de rezervați în ceea ce privește supraviețuirea și evoluția stării lui de sănătate. Vedeți, de altfel, reacțiile. Vedem reacțiile, vorbim de țipete, de urlete, chiar așa cum vă spuneam, e nevoie pur și simplu pentru a-i stămâni pe acești oameni de intervenția jandarmilor. Andreea? Lorena, îți mulțumesc!